Bună ziua, dragilor! E adevărat că nu ne-am auzit cam de mult, dar acum am și o puțină perioadă încărcată, dar ne vom auzi din ce în ce mai des din nou până reintrăm în ritmul normal. Și acest videoclip este un videoclip pentru ziua de mâine, să vedem energia zilei de 8 august. Care este? Avem trei variante: noroc, Palo Santo și abundență cu aur. Să vedem. Deci, care variantă considerați că vă avantajează? O să vă rog să alegeți una dintre cele trei și vom vedea energia zilei de 8 august. O să vă las puțin să vă hotărâți care dintre cele trei le doriți. Sper că v-ați hotărât și voi începe cu prima variantă. Haideți să vedem. Wow! Haideți să vedem. Pentru cei care ați ales prima variantă. Mâine, unii dintre voi, e posibil să vă simțiți destul de dezamăgiți de situație, poate de într-o relație de iubire, poate la locul de muncă. Indiferent despre ce este vorba, aveți impresia că nimic nu este așa cum v-ați dorit, că nu vă iasă lucrurile așa cum vă doriți voi, însă să știți că până la urmă lucrurile vor ieși destul de bine, doar că trebuie să gândiți puțin lucrurile la rece, ca să zic așa, și să vedeți că există și lucruri pozitive în viața voastră. Pentru alții dintre voi, mâine este posibil să primiți o ofertă de muncă, un contract poate, să aflați cât mai multe lucruri sau chiar să vă dați seama că voi stați destul de bine la partea de intuiție. Acum, e clar, depinde de la caz la caz, aceasta este o etalare generală, nu pentru toată lumea este aceeași situație. De asta vă spun, alegeți dintre ceea ce vă spun, ceea ce vi se potrivește. Pentru că voi sunteți foarte mulți, sunt doar trei variante și trebuie să luați ceea ce vi se potrivește. Da? Dar, în principiu, este o zi destul de benefică. Chiar dacă uneori vă simțiți fără putere, fără chef de viață, ca să zic așa, sunteți dezamăgiți, totuși, ceva apare la orizont care vă face să fiți fericiți și vă aduce bucurie. Cam atât am avut de spus pentru prima etalare și voi trece la etalarea cu numărul 2, cea cu Palo Santo. Să vedem pentru cei de la etalarea numărul 2. Pentru cei de la etalarea numărul 2, să știți că ziua de mâine este o zi foarte benefică. E posibil să întâlniți o persoană de la care, cu care puteți avea o relație, atât de iubire cât și la locul de muncă. Chiar dacă uneori vi se pare că această persoană nu vă poate asigura echilibrul de care voi aveți nevoie, să știți că chiar vă poate asigura acel echilibru și chiar vă puteți simți foarte, foarte bine în compania acestei persoane. Această persoană este pentru voi, pot spune, ca un dar divin, care trebuie să ajungă în viața voastră, să vă aducă echilibru, fericire, bucurie, tot ceea ce vă doriți voi. Deci mâine este o zi foarte, foarte benefică. Poate că ați întâlnit deja această persoană, iar mâine deja intrați în mai multe detalii și vă dați seama despre ce persoană vorbim și ce persoană trebuie să intre în viața voastră mai mult. Cam atât am avut de spus și pentru varianta 2 și voi trece la varianta 3.
Cei de la varianta 3, mâine o să aveți o dezamăgire destul de mare, cineva vă supără destul de rău. Probabil să fie vorba despre o persoană în care voi poate ați avut foarte multă încredere sau în care ați sperat că acea persoană vă poate ajuta într-o anumită privință. Însă realitatea stă cu totul și cu totul diferit. Veți fi destul de dezamăgiți. Pentru alții, posibil să aveți inclusiv probleme de sănătate. Depinde acum, de la caz la caz. Odată cu această dezamăgire, sunteți într-o stare de stagnare și nu știți încotro să o luați, însă aveți grijă la ce oferte primiți, indiferent că sunt de muncă sau de iubire. Pentru că nu toate ofertele pe care le primiți sunt corecte, pot fi și oferte înșelătoare. Dar cu puțin atenție veți găsi persoana de care aveți nevoie, persoana care vă poate oferi echilibru în viața voastră din mai multe puncte de vedere, atât financiare cât și sentimentale. Doar că trebuie să analizați destul de bine lucrurile și ce anume vă doriți pe mai departe. Eu cam atât am avut de spus și pentru varianta numărul 3. Vă mulțumesc că m-ați urmărit și vă doresc o zi frumoasă în continuare. La revedere!